Bună, dragi prieteni! Sunt Derimocanu și vin de urgență de informare pentru voi, toți românii care sunteți în străinătate, indiferent că sunteți românii de pretutindeni sau că vă considerați diaspora. Iată o nouă știre a unui ministru din actualul guvern. Și este vorba, exact cum scrie jos în titlu, este vorba despre Nelu Tătaru, care are de gând pe toți românii care vin în România care vin din străinătate și intră în România să se testeze uh, la intrare în România sau în primele zile uh, cu, despre testul COVID, și problema este că dorește ca noi cetățenii să-l și plătim. Cum am ajuns la această informație? Vreau ca să vă arăt. Este o informație interesantă venită din partea ziarului. Care au primit informații, și anume diaspora.ro. Dacă puteți să intrați pe pagina diaspora.ro, vedeți, românii din diaspora ar putea fi obligați să se testeze la întoarcere în România. Nelu Tătaru, cel care se întoarce, suportă costurile. Deci, dragi români, asta este presa actuală și pot să spun că este o durere. O durere pentru că noi suntem românii care tot ei ne-au făcut să plecăm în străinătate, să trăim în străinătate, să muncim în străinătate, iar acum când mergem acasă să ne vizităm familiile, să prietenii, cunoștințele și ducem bani și în țară, pe lângă ce trimitem noi din străinătate, acum mai vrea ca să ajungă și la buzunarul nostru să ne oblige să ne testăm cu testul COVID și pe banii noștri. Hai să vedem ce spune știri diaspora. Deci titlul l-am spus. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat miercuri dimineață că România ia în calcul să introducă testarea obligatorie a persoanelor care vin din străinătate iar propunerea urmează să fie făcută Comitetului Național pentru, pentru situații de urgență. Avem în discuții la nivelul național Institutului Național de Sănătate Publică urmând să propunem CNSU și guvernului o astfel de decizie. A răspuns minist ministrul sănătății întrebat despre o astfel de măsură. Chestionat despre cine a suportat costurile acestora teste obligatorii, Nelu Tătaru a precizat că acel care se întoarce în țară. Acel care se întoarce, bun, noi nu, teoretic spunem așa, cei care trăim în străinătate, noi nu ne întoarcem în țară, noi mergem în concediu în țară. Pic, tot la fel și varianta asta. Trebuie să vedem. Știri: Diaspora încă spune că deocamdată nu se cunoaște lista țărilor pentru care va fi obliga, obligatorie testarea. Ministrul a vizitat în această dimineață primul centru modular pentru copii cu boli grave de la Institutul Clinic Fundeni. El este însoțit de secretarul de stat Andrei Baciu. Deci, nu se știe cine este sau care sunt țările exacte care o să trebuiască să se testeze, dar ia uite ce măsură dorește să iei acest guvern. Încă o dată, m-am luptat pentru pentru ajutorarea românilor din abatoare. Ne-am luptat pentru ajutorarea românilor sezonieri care au venit în perioada pandemiei și contra încălcării legislației de de a pleca de acasă. Am făcut secții de votare împreună cu multe multe organizații din străinătate, deci din Germania, Italia, unde să ajutăm românii să poată ușor de tot să voteze. Indiferent ce facem noi și ce încercăm noi să ne ajutăm între noi, iată că vine un guvern și încearcă să ne denigreze, încearcă să ajungă la buzunarul nostru. Trebuie să spun că cu atât mai mult, pentru că zilnic văd tot felul de atacuri asupra noastră, aceste lucruri care le face guvernul sunt atacuri asupra noastră, cu atât am întărește mai mult să merg ca ONG-ist și să mă lupt pentru un post de a-mi. A reprezenta și a fi vocea românilor de pretutindeni în Parlamentul României. Este inacceptabil ca politicienii să facă asemenea măsuri și proiecte legislative și idei pe care ei le au, dar în, în final pe costurile noastre, oamenilor. Costurile românilor care eram obligați să plecăm în străinătate, pentru că în România nu poate sau nu a putut politicul să ne ofere. O siguranță în medicină, o siguranță în învățământ, o siguranță în justiție, o garanție că ziua de mâine ne este o zi decentă de a putea trăi, nu avem nimic. În schimb, ei vin cu tot felul de, de aberații să ne distrugă, să ne distrugă, pur și simplu să ne distrugă, să ne controleze, să fie ură între noi cetățenii și acest lucru este de neacceptat. De aceea am intrat în acest live la viteză pentru voi să vă spun la ce măsuri dorește uh, actualul guvern să ia contra noastră, contra românilor de pretutindeni. Deocamdată atât, dragi prieteni, și dacă mai apare ceva care este tot așa de dureros, uh, o să ținem legătura, o să vă anunț și cine dorește într-adevăr să mă susțină și să fiu vocea lor în Parlamentul României, cu mare drag, îl aștept pe pagina erichmocanu.ro, acolo găsiți și listele de susținere și formularul online pentru cei care doresc să mă susțină online. Vă mulțumesc mult și ne vedem. Ciao.